Înțelegerea funcționării naturii îți schimbă atitudinea față de minunile din jur. Devi astfel mai educat și mai sensibil, te gândești înainte de a-ți scrijeli numele pe babe sau sfinși, te abții din a smulge stalactitele care cu greu au crescut un centimetru într-o sută de ani. Admir cu alți ochi ceva mai esteți, fascinantele construcții naturale. Cu atât mai bine dacă ești pus în fața unui examen de bacalaureat, unde vei compara două unități de relief la subiectul 2D. Ți-am oferit doar câteva motive să iei în seamă clipul de față, dar înainte de a începe, nu uita să lași un like și un subscribe pentru a crește canalul și a mă motiva să revin cu alte prezentări asemănătoare. Mulțumesc! Mai întâi să-ți explic titlul. Genetic este un derivat din geneză, adică formare, facere, realizare. Deci, un tip genetic de relief înseamnă o mulțime de forme făcute toate sub influența unui anumit agent. Agenții sunt niște forțe, energii sau materii care modelează scoarța, un fel de mâini ale naturii: ghețarii, variația temperaturii, apele curgătoare sau apa mării, vântul, vulcanismul, mișcările tectonice, proprietățile rocilor sau structura geologică. Să vedem mai departe cum fiecare tip genetic de relief este modelat în principal de câte un agent. Relieful glaciar, după cum probabil ai sesizat deja, are legătură cu ghețarii dezvoltați în trecut pe înălțimile carpatice în meridional și grupa nordica orientalilor. S-au manifestat mai multe faze climatice reci într-o epocă geologică deloc îndepărtată, numită pleistocen care au permis acumularea multianuală a zăpezilor, compactarea acestora și transformarea în volume mari de gheață, situația asemănătoare cu alpii de astăzi. Dacă urci cu mașina pe Transfăgărășan, vei observa spectaculoasele serpentine de pe Valea Rotunjită. Noi spunem că prezintă profil transversal în forma literei U urci practic pe o vale glaciară, iar rotunjimea ei se explică prin eroziunea laterală și de adâncime a limbii unui ghețar ce se deplasa pe aici destul de lent, smulgând roci din relief și lărgind astfel valea. Odată ajuns la lacul Bâlea, la puțin peste 2000 de metri altitudine, vei observa de jur împrejur ridicându-se versanți prăpăstioși. Te afli într-o mică depresiune, mai exact într-un circ glaciar, unde era practic nucleul ghețarului care prin creșterea sa a această căldare. În dezvoltarea lor, ghețarii depășesc de multe ori marginile mai joase ale circurilor, împingându-și limbile în jos pe văi până la limita de topire. Formei de relief îi spunem circ, deoarece are fizionomia asemănătoare arenelor sau circurilor romane. Geografia iubește denumirile analogice, de aceea este atât de frumoasă și ușoară. Tocmai am amintit babele, circurile și căldările, însă lista ar putea continua până mâine. Dar unde au dispărut impresionantele mase de gheață? S-au topit în urmă cu circa 12.000 de ani, când Pământul a intrat într-o fază climatică mai caldă. În afară de circuri și voi glaciare, mai amintim alte forme ale acestui tip genetic de relief: costurile, șeile de transfluență, morenele sau blocurile eratice. Relieful periglaciar. Poate intuiești din structura cuvântului că ar avea ceva comun cu cel glaciar. Într-adevăr, s-a dezvoltat tot în Carpați, fie la periferia celui glaciar, de aici termenul periglaciar, fie suprapus peste acesta după topirea ghețarilor. Așadar, este asociat temperaturilor puțin mai ridicate, dar variate diurn și sezonier. Variația aceasta determină ușoare contractări și dilatări ale stâncilor, fisurarea și fărămițarea lor. Alternanța îngheț-dezghețare accelerează procesul dezagregării. Se desprind astfel din de versanți bucăți de mărimi diferite ce se vor acumula la bază în conuri și trene de grohotiși. Grohoce? Grohotiși. Reține termenul să știi pe ce vei aluneca cu încălțăminte neadecvată după care vei pune salvamontul pe drumuri pentru că nu ți-au plăcut orele de geografie și totuși ai vrut să urci și tu o lecuță pe moldoveanu. Eh, răutăți! În afară de grohotișuri, alte forme periglaciare sunt culoarele de avalanșă sau stâncile cu forme deosebite, sculptate nu de daci sau extraterestri, ci de dezagregarea naturală, așa cum sunt babele, sfinșii, turnurile, piramidele sau acele. Din nou termeni analogici. Fiind niște rămășițe sau resturi, le considerăm forme de relief rezidual sau ruiniform. Relieful vulcanic este poate cel mai ușor de înțeles pentru că ai ocazia să-i vezi pe viu nașterea. În România, nu, în Islanda, Italia, Indonezia, Ecuador și altele. Este rezultatul lavelor ajunse la suprafață, ulterior răcite și consolidate în noi forme de relief. La noi în țară vulcanismul este stins, însă mărturile unei activități foarte intense din trecut ne-au rămas în grupa nordică și centrală a orientalilor. Găsim aici conuri și cratere, cele mai conservate fiind lângă Tușnad, unde adăpostesc lacul Sfânta Ana și Tinovul Mohoș. Altele sunt forme reziduale, adică resturi din foste cratere, precum creasta cocoșului din munții Gutâi, grupa nordică. Tot forme vulcanice sunt și coloanele de bazalt de la Racoș în Carpații Orientali sau detunatele din munții Apuseni. Acestea sunt lave întărite pe coșul vulcanic și fisurate pe direcția de evacuare, adică vertical, din pricina contractării materiei în cursul răcirii. Între timp, rocile mai moi din jur au fost erodate de natură, încât coloanele odinioară ascunse sunt astăzi scoase la lumină. Înrudite cu relieful vulcanic sunt și structurile magmatice. Acestea reprezintă niște întăriri de magmă de tip batolite sau lacolite. Dar în adâncurile scoarței terestre, dacă eroziunea îndepărtează straturile de roci acoperitoare, atunci aceste structuri dure devin vizibile. Așa se explică prezența granitului despre care știm că este o rocă magmatică în masivul Dobrogei de Nord, unitate fără urme prea clare de vulcanism. Pentru a nu le confunda, putem reține că magmatismul este asociat cu profunzimea scoarței, iar vulcanismul cu suprafața acesteia. Relieful eolian. În mitologia greacă și romană, era un zeu cu prea mult timp liber, numit Eol sau Eolus, care n-avea altă treabă decât să respire mai tare și să sufle astfel vânturile pe fața pământului. Astăzi avem derivatele tehnice energie eoliană, centrale eoliene sau relief eolian. Deci, agentul natural creator al acestui tip de relief este vântul. Din forța sa erozivă, de spulberare, de transport și apoi de acumulare. Formele de eroziune mai spectaculoase sunt de obicei în munți, unde stâncile dezgolite sunt izbite nestingerit. Iată, deci, că sfinșii și babele, pe care le-am dat exemple ale reliefului periglaciar sau rezidual, pot fi foarte ușor considerate și forme ale reliefului eolian de eroziune. Formele de acumulare, în schimb, apar cu precădere în regiuni joase și înseamnă dune din nisipul spulberat și depus de vânt în câmpia Carei lângă satul Mare, câmpia Olteniei, Bărăgan, câmpia Buzău Siret sau delta Dunării. Relieful fluviatil are ca gen modelator acțiunea erozivă și acumulatorie a apelor curgătoare, fiele râuri, fie fluviul Dunărea. Prin curgere, timp de mii și mii de ani, Acestea creează de obicei voi mai adânci și mai înguste în mediul montan, cu profil transversal în forma literei V, voi ceva mai largi cu numeroase terase în podișuri și printre dealuri, sau voi foarte puțin adânci cu lungi extinse în câmpii. În dealuri și munți, văile și depresiunile sunt principalele spații locuite și totodată căi de tranzit dinspre o provincie istorică spre alta, așa cum sunt defileul Oltului, Valea Prahovei sau Abistriței. Alte microforme ale reliefului fluviatil sunt ostroavele, renile, talvegul, albia minoră și belciugele. Din moment ce apele curgătoare sunt prezente în toate unitățile, rezultă că și relieful fluviatil se remarcă peste tot, cu mențiunea diferențelor exemplificate mai înainte. Relieful litoral din nou neîmblânzită apă este agentul modelator, dar de data aceasta ne referim la Marea Neagră, prin valurile și curenții săi. Marea fiind prea puțin importantă cu cei câțiva centimetri amplitudine, nu o luăm prea serios ca factor activ. Așadar, plimbându-te pe faleză la Constanța, la Eforie sau la 2 Mai, ai sub tine un abrupt din care valurile mării au smuls material atâta amar de vreme. Pe de altă parte, plaja, cordoanele sau barele de nisip sunt depuneri de sedimente aduse de valuri și curenți. În spatele unor astfel de cordoane au rămas izolate lacuri de tip lagune, razem, siudghiol și limanuri maritime, techirghiol sau tatlăgeac. Delta, o câmpie în formare construită prin conlucrarea Dunării și a Mării, este atât forma reliefului fluviatil cât și a celui litoral. Relieful karstic, își ia denumirea de la primul podiș studiat amănunțit, anume Karst, aflat la granița Sloveniei cu Italia, unde întinse suprafețe calcaroase își dezvăluie curiozitățile. Rocile solubile, în special calcarul, dar și dolomitul sau gipsul, prin proprietatea lor de a se dizolva în timp, determină formarea acestui relief în urma acțiunii apelor de suprafață și a celor subterane. Prin adâncirea râurilor în calcar, rezultă sectoare de văi înguste și prăpăstioase, adevărate puncte de atracție turistică numite chei, cheile Bicazului, ale Nerei sau ale Turzii. În subteran, apele infiltrate prin fisuri vor lărgi prin dizolvare golurile, rezultând frumoasele peșteri cu săli și galerii, unele desfășurate pe zeci de kilometri, precum Peștera Vântului din Apuseni sau Topolnița din Podișul Mehedinți. Uneori tavanul peșterilor se prăbușește, rezultând niște hăuri înspăimântătoare numite avene, cum observăm la Scărișoara, unde pe fundul avenului temperaturile scăzute tot anul au permis acumularea unei grămezi de gheață, cunoscute drept ghețarul de la Scărișoara. Tot în Apuseni, cetățile Ponorului alcătuiesc un complex karstic de importanță majoră, cu numeroase peșteri, avene, doline, chei, izbucuri și ponoare. Există nu doar forme de dizolvare sau eroziune, ci și de acumulare. De pildă, în tavanul și podeaua peșterilor, prin precipitarea carbonatului de calciu conținut de apele de infiltrație, rezultă stalactitele, stalagmitele, coloanele, draperiile, orgile, domurile și alte construcții nemaipomenite ale naturii. Relieful pe argilă este bine reprezentat în majoritatea unităților de deal și podiș. În contact cu apa, argila devine moale și plastică, producându-se în anumite condiții alunecările de teren cele atât de nocive pentru așezări, drumuri sau livezi. În Transilvania sunt numite glimee, rezultând niște valuri piramidale cărora localnicii din Șona, lângă Făgăraș, le spun gruieți. Of, nici acestea nu sunt construite de daci sau de celți sau de papuași pe argile și alte roci sedimentare moi care se erodează deci mai ușor, în majoritatea dealurilor și podișurilor versanții au o pantă mai domoală, iar apele din precipitații și roiesc, săpând șansuri de tipul ravenelor sau văiugilor torențiale. Dar cele mai interesante forme rămân păclele din subcarpații curburii, botezate de geomorfologi, vulcani, noroioși evident nu au nicio legătură cu lava ci sunt numai ieșiri la suprafață a unui conținut de argilă și apă subterană împinse de gaze și de presiunea litostatică. Peisajul sterp cu mici cratere, bolborosinde și conuri cât un om este completat de rigole și ravene realizate de ploi care brăzdează platoul argilos. Relieful Peleos Leosul este o rocă prăfoasă gălbuie prezentă în straturi mai groase pe sectorul estic al câmpiei române și în Dobrogea. Are origine glaciară fiind depus de vânt în fazele pleistocene mai reci. În fazele interglaciare, adică mai calde, se depunea un strat nou de sol peste vechiul Leos. Putem deduce această alternanță urmărind imaginea falezei, adică a versantului podișului Dobrogei, unde culorile deschise gălbui reprezintă leosul glaciar, iar straturile subțiri mai închise sunt soluri fosile interglaciare. Această rocă este poroasă și neconsolidată, deci se tasează sub propria greutate sau poate fi dizolvată de apele infiltrate. Rezultă numeroase forme de relief, precum micile depresiuni numite crovuri și găvane, văi de sufoziune, hrube și altele. Relieful structural face referire la ansamblul formelor impuse de structurile geologice. Aici ar fi multe de povestit, însă vă amintesc doar principalele aspecte. De exemplu, unitățile orogenetice, precum carpații, subcarpații sau podișul mehedinți, au predominant structuri cutate, adică straturile lor de roci au fost ondulate de stresul tectonic în timpul ridicării. Formele reliefului structural cutat sunt foarte multe culme de anticlinal, vale sinclinal, sinclinal suspendat ca în Bucegi, etc. De multe ori apar fisuri și fracturi în scoarța terestră, numite falii, care pot impune un relief tectono-structural sau faliat. De pildă, Poiana Ruscă este un horst, adică un compartiment mai înalt mărginit de unități mai joase și de planuri de falie. În schimb, culoarele Rucker, Brandt sau Timis Cerna sunt niște grabene, adică sectoare scufundate pe planuri de falie. Tot fracturile explică ieșirea gazelor naturale din pământ în subcarpații curburii la focurile vii sau activitatea seismică mai intensă din zona Vrancea, Oltenia sau Banat. Unele câmpii experimentează un proces lent de lăsare tectonică, de coborâre, adică de subsidență, Astfel, altitudinea lor este foarte joasă și sunt predispuse la inundații frecvente. Câmpia Buzăului, a Siretului Inferior, a Gherghiței, a Timișului, câmpia joasă a Crișurilor sau a Someșului. Apropo de gaze, în câmpia Transilvaniei și podișul târnavelor vedem un relief structural de tip domuri, niște dealuri cu straturi boltite de presiunea zăcămintelor de gaz metan. În alte situații, cea care exercită presiunea este sarea, generând un relief cutat de tip diapir, ca în Transilvania și sub Carpați. Alte structuri sunt cele monoclinale și tabulare în unitățile formate prin depunere de sedimente sau cele magmatice despre care am mai vorbit. Aceasta a fost povestea tipurilor genetice de relief din țara noastră, relatată cât mai condensat cu putință pentru a fi accesibilă elevilor și pasionaților de geografie. Dacă v-a plăcut, vă rog să nu uitați de un like și un subscribe. Mulțumesc și succes mai departe.